Trimite pe scurt și iată gol marcat de Tenvangera. Excelent, în minutul 8 Tenvangera, foarte bine plasat pe colțul scurt, reușește să păcălească apărarea Bistriței. Călin Albuț nu a avut nicio reacție. Începe excelent această partidă pentru FC Vaslui, care cel puțin până mâine o poate egala la puncte pe Timișoara. Timișoara joacă mâine în direct la Digisport de la 19:30 de minute pe teren propriu cu Pandurii. Cât de bine a venit acolo Tenvangera, a găsit perfect să reacționeze. A vrut când să oprească mingea. Hai să vedem, e o fază extrem de importantă. Kuciak față în față cu Băjenaru. Dansează pe linia porții Kuciak, șutează însă Băjenaru, excelent! A fost o speriță cu care Băjenaru l-a umilit, putem spune, pe Dusan Kuciak. Superbă reușită în mijlocul. Super gol. Super gol marcat de Liviu Băjenaru în minutul 64. Egalitate la Bistrița. Și vasluienii trebuie, dacă vor să rămână în lupta pentru titlu, să atace mai convingător decât au făcut-o până acum.